BBC-ul se pregătește pentru situații de urgență energetică, în timp ce The Guardian dezvăluie faptul că radio-televiziunea publică lucrează deja la comunicate de liniștire a populației în cazul unor pene de curent, dar cu mai multe detalii vine chiar acum colegul meu Felix Damian, editor al EF News. Salut, Felix! Ce planuri are BBC pentru a informa cetățenii în astfel de situații prin care noi, România, am trecut adesea înainte de 1989. Ana, BBC-ul a pregătit scenarii secrete comunicate, de altfel, pe care prezentatorii săi le-ar putea citi în direct dacă lipsa de gaz ar provoca vreodată o întrerupere masivă a energiei în această iarnă. Așa avansează mediul britanic The Guardian, care susține că a avut acces la aceste documente. Strategia de comunicare a fost scrisă de jurnaliștii BBC și face parte din planificarea de urgență pe care o realizează rețeaua pentru scenarii ipotetice, deoarece într-o situație de urgență națională, radio-televiziunea publică din Marea Britanie joacă un rol fundamental în a ajuta la răspândirea acestor informații. Aceste scripturi sunt pregătite pentru a fi citite live, dacă se întâmplă acest lucru, și prin acestea rețeaua de radio-televiziune ar dori să liniștească publicul în cazul în care o pană uriașă de energie ar duce la căderea rețelelor de telefonie mobilă, a internetului sau sistemelor bancare din Țara Galilor, Anglia și Scoția. Unul din sfaturile pregătite de BBC pe aceste scripturi este ca toți cetățenii să folosească radioul din mașină sau aparatele radio cu baterii pentru a se informa despre programele de urgență. În cel mai grav scenariu, curentul s-ar putea întrerupe până la 2 zile. Felix, cât de reale sunt aceste amenințări la securitatea energetică a Marii Britanii? Britanica a asigurat companiile din regat și pe cetățeni că este puțin probabil să apară aceste întreruperi de curent atât de dramatice. Cu toate acestea, compania National Grid, care monitorizează furnizarea de energie electrică a Marii Britanii, a avertizat că sursele de energie ar putea fi în pericol. Potrivit companiei, în cel mai rău caz, britanicii s-ar putea confrunta cu întreruperi zilnice de câte 3 ore în această iarnă. Și criza energetică se vede deja în Europa, unde măsurile de economisire sunt deja în vigoare, iar Franța, vedem, trece probabil prin cele mai dure proteste provocate de măsurile de austeritate energetică. Felix, îți mulțumesc!